Noi suntem echipa Peppers și ne aflăm în momentul de față în atelierul nostru de robotică, unde ne petrecem marea majoritate a timpului din afara orelor de studiu. Ceea ce îi unește pe acești tineri talentați este pasiunea lor pentru robotică. Chiar dacă sunt de la licee diferite, nu este săptămână să nu se întâlnească în atelierul de robotică al Liceului Teoretic de Informatică Grigore Moisil din Iași. Pasiunea i-a determinat să formeze echipa Peppers și să se dezvolte atât pe parte de design, proiectare 3D, mecanică, cât și în ceea ce privește programarea și marketingul. Roboții sunt viitorul, spun ei, iar în fiecare zi muncesc pentru a descoperi și a aprofunda cât mai mult acest domeniu. Deși suntem din clase diferite, în momentul în care intrăm în laborator încercăm cât mai mult să vorbim între noi și să ne cunoaștem, de aceea chiar organizăm multe team building-uri, mai ales la începutul anului, pentru a intra toți în atmosfera de echipă, de hai să muncim împreună. S-au format prietenii? Da, având în vedere că petrecem atât timp împreună în laborator, s-au format prietenii. În cadrul atelierelor de robotică, elevii utilizează cunoștințele dobândite la orele de matematică, fizică și informatică pentru a construi și a programa roboți cu care participă la concursuri naționale și internaționale. Pașii de construcție încep pe o tablă, să spunem, sau pe foaie de hârtie. Se schițează, în funcție de tema sezonului, ce trebuie să facă robotul, se începe cu un prototip și în funcție de posibilitatea lui sau potențialul acestuia, să-l perfecționăm, să-l automatizăm, să-l inovăm, propriu-zis. Eu sunt membru în echipă doar de anul acesta și pe lângă lucrul în echipă, activitatea mea în echipa Peppers m-a ajutat să mă descoper pe mine. Pentru mine robotica înseamnă un domeniu foarte dezvoltat care este viitorul și care ne ajută pe noi să devenim persoane mai bune și să învățăm mai multe lucruri. Echipa Peppers organizează o mulțime de evenimente pentru a le arăta și celor mai mici cât de frumoasă este lumea roboticii. Pe lângă evenimente, am avut activități de mentorare, mentorând două echipe de școală primară și o echipă de gimnaziu, în total având 50 de elevi pe care i-am ghidat. Acesta este cel mai nou robot creat de către echipa Peppers, Alejandra, care i-a dus în finala celei mai mari competiții de robotică pentru liceeni din lume. Robotul merge pe aceste două expansion hub-uri, care ele cumva conțin toate motoarele și sunt conectate la acest telefon de aici, care după el transmite codul la expansioner și după el se transmite puterea și informațiile la motoare și la ce avem noi pe robot. Sunt foarte multe ore de muncă în spate, elevii stau uneori mult, mult după programul școlar. Echipele de robotică de la Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moisil din Iași au luat naștere în anul 2017, iar de atunci sunt coordonate de către profesorul Mirela Țibu. Conducerea liceului face tot posibilul pentru a îi susține și a-i ajuta pe elevi să își îndeplinească visele. Acum echipa Peppers va reprezenta România la cea mai mare competiție de robotică din lume, First Teach Challenge, din Houston, Statele Unite ale Americii.